bărbat de 31 de ani din Sighmir, județul Bistrița-Năsăud, a fost prins de polițiștii bistrițeni în trafic fără a avea permis de conducere. Acesta a fost aspru pedepsit de judecătorii năsăudeni. Bărbatul a fost trimis după gratii pentru un an și 4 luni. Polițiștii au pus deja în executare mandatul și acesta a ajuns deja în penitenciarul Bistrița. La data de 25 februarie, anul curent, polițiștii bistrițeni au pus în executare mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de judecătoria Năsăud împotriva unui bărbat în vârstă de 31 de ani, din Sighmir, fiind condamnat la un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis, potrivit bistrițeanul.ro. Bărbatul a fost ridicat ieri de polițiști și încarcerat în penitenciarul Bistrița.